Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Listea și în această filmare vă voi vorbi despre luna plină în Ra, care va avea loc în data de 7 ianuarie la ora 1.07 la gradul 16.21. Este prima filmare oficială pe care o fac în acest an 2023 și vreau să vă mai urez încă o dată la mulți ani, să aveți un an 2023 magic și nu uitați că toate aceste tranzite, toate aceste influențe astrale nu vin peste noi, nu ne încalcă liberul arbitru, nu trebuie să le privim ca pe niște sperietori, lucruri dificile de care nu putem să trecem. Haideți să ne schimbăm această percepție în acest an 2023 și tot ceea ce vă voi prezenta aici pe canalul meu de YouTube, toate tranzitele, toate aceste mișcări ale planetelor, toate evenimentele importante, eclipse, ingresuri ale planetelor într-o anumită zodie, conjuncții planetare sau conjuncții obișnuite, retrogradări, toate aceste evenimente astrale, haideți să le privim altfel, să le conștientizăm, să le înțelegem, să vedem care este locul lor în harta noastră individuală și cum putem să le folosim. Cum putem să folosim energia lor, da? Sunt sigură că cu această schimbare de perspectivă, de paradigmă, vom avea de câștigat foarte, foarte mult și să încercăm să vedem lucrurile altfel, să încercăm să înțelegem lucrurile altfel și să le conștientizăm, fiindcă, vedeți, totul evoluează foarte, foarte rapid în acest an 2023 și viteza aceasta va continua să crească în următorii ani și este important să ne adaptăm la noile schimbări, inclusiv astrologia, să o privim dintr-un alt punct de vedere și să nu mai privim ca baba cu ghiocul, da, ghicitoare, așa cum de multe ori sunt contactată pe rețelele mele de socializare, ce o să mi se întâmple, cum o să aibă loc, dacă mă împac sau nu mă împac cu X, Y, Z. Nu, nu mai este vorba despre acest lucru, este vorba, repet, de cum conștientizăm și de cum folosim aceste energii planetare pentru noi, pentru evoluția noastră, pentru viitorul nostru. Și haideți să începem cu această lunație magică. Este o lunație foarte, foarte specială. Eu am luna Rac în harta natală, deci vă dați seama cât de importantă este pentru mine această lunație și ținând cont că este foarte importantă aseară în preziua înregistrării, acestei înregistrări, am fost foarte inspirată și am creat mandala lunii. Am creat mandala lunii, știți că am fost la un curs de mandale într-o formă pătrată și am creat-o în funcție de numerologie, ținând cont de numerologie, ținând cont de fiecare semnificație a literei din punct de vedere al cifrelor și am creat această mandală, am desenat-o, am colorat-o și uitați-vă ce a ieșit, deci foarte interesantă această mandala lunii. De ce? Fiindcă vedeți că avem foarte mult predominant culorile albastru, bleu, turcoaz și mov. Aceste culori care sunt în conexiune cu energia lunii și în același timp ce mi s-a părut foarte, foarte interesant la această mandală, așa cum a ieșit, vedeți aceste grile, parcă este o adevărată țesătură și m-au dus aceste grile, această țesătură, m-au dus la nornele din mitologia scandinavă, care ce făceau? Țeseau, da, pentru fiecare din noi, această țesătură a vieții, această desfășurare a vieții. Foarte, foarte interesant. Haideți să vedem ce țesem noi pentru noi acum, așa cum am vorbit de la început, pentru această lună plină în Rac. Acum am intrat în acest an 2023 mai lent, ca dovadă că eu încă sunt la predeal, încă mă relaxez, nu fac consultații și de ce? Fiindcă avem cele două retrogradări despre care am tot vorbit. Ele au venit, așa, sunt pe capul nostru. E vorba de retrogradarea lui Marte în Gemeni și retrogradarea lui Mercur în Capricorn și aceste două retrogradări ne oferă timp suficient să mergem așa în vârful picioarelor. Ne ghidează să facem pași mici, deci nu e nevoie să alergăm acum, nu e nevoie să ne aruncăm deocamdată în treburile de zi cu zi.
Cu toate acestea, mesajele pe care le-am primit până acum, tot ce am primit de la voi, mesajele pe care le-am primit de la oameni dragi, să știți că au fost foarte optimiste, ceea ce m-a bucurat foarte, foarte mult, fiindcă eu întotdeauna privesc jumătatea plină a paharului, fiindcă simt așa că fiecare din noi dorește să vină un an mai bun și ca să vină acest an mai bun, bineînțeles, este important să lucrăm cu aceste tranzite, da? Să lucrăm cu aceste energii astrale, fiecare din noi, și să vedeți că lucrurile se vor schimba în bine. Prima lunație, așa cum am spus, din acest an are loc în data de 7 ianuarie, în zodia Rac, zodia unde luna este la ea acasă, deci este o lunație foarte, foarte puternică. Ce înseamnă lună plină pentru cei care poate sunt mai noi pe canal? Înseamnă opoziția dintre luna în Rac. Luna în Rac reprezintă emoțiile noastre din subconștient, reprezintă conectarea noastră cu acea parte ascunsă, secretă din noi. Opoziția cu soarele în Capricorn. Soarele în Capricorn vine cu aceste emoții practice legate de partea materială a vieții, legate de pragmatism, legate de modul acesta de a ne angaja în propria noastră viață. Haideți să ne uităm și să vedem această zi în care are loc lunația. Este o zi de 7. Este o zi de 7, adică este o zi de caleașcă, corespunzătoare caleștii, carul sau faetonul din tarot. Este arcana numărul 7 și ce să vezi, această arcană are corespondent astrologic chiar zodia Rac. Nimic întâmplător, nu? Carul este această carte a voinței, a puterii, a determinării. Vedeți acest prinț, da, care pleacă, așa înțelegem noi că sau se pregătește de fapt să plece într-o călătorie, având strunind de fapt fie cei doi cai, un cal roșu și un cal albastru, un cal emoțional și un cal mental, fie cei doi sfinci, depinde cum este această reprezentare în fiecare arcană, în fiecare set de tarot. Și ce ne spune această carte? În primul rând este legată cu energia lunii, da, fiindcă vedem că pe epoleții acestui prinț sunt fazele lunii și carul este o carte a voinței, este o carte a determinării noastre. Noi reușim, da, să plecăm la drum, să realizăm ceea ce ne-am propus, obiectivele noastre, dacă suntem hotărâți, vedeți cum ține frâiele acest prinț, dacă suntem hotărâți, dacă suntem implicați, dacă suntem plini de voință. În același timp, bineînțeles, ne pregătim de drum, dar nu este momentul acum să fim pasivi, să fim detașați, dar în același timp, înainte de a pleca la drum, este bine să stăm, să respirăm, să ne conectăm la drumul pe care îl avem de făcut, să închipuim acest drum, să ne închipuim acest drum în minte și să vedem și rezultatele, unde am ajuns, destinația la care am ajuns. Această carte de tarot ne arată să dăm mesajul ca să fim pe fază, să ne implicăm, să fim responsabili, să demarăm, să dăm bice, dar indiferent de obstacolele care apar în calea noastră, să fim curajoși, să țintim obiectivul și să mergem înainte cu neînfricare. Și legat de această arcană și legat de această lunație, foarte interesantă această corelație între arcana numărul 7 și această lunație care are loc în Rac, puteți să răspundeți la câteva întrebări, spre exemplu, să vă întrebați acum, sunt foarte binevenite aceste întrebări acum la începutul anului. Prima întrebare, care este direcția spre care vă îndreptați? Încotro vă îndreptați? Încotro veți face primii pași? O altă întrebare este ce ar trebui să facem, da, pentru a pleca la drum, pentru a putea să manageriem, pentru a putea să gestionăm posibilele obstacole care apar în drumul nostru. O altă întrebare este ce ne dezechilibrează acum și nu ne lasă să mergem mai departe. Ținând cont de cele două energii, cei doi cai, cei doi sfinși, care sunt cele două forțe posibil opuse sau care ne dau două direcții pe care le avem de stăpânit acum în viața noastră și
Bineînțeles, ultima întrebare, care este această călătorie pe care îmi doresc sau vă doriți să o faceți foarte, foarte mult în acest an 2023? Puneți-vă aceste întrebări acum cu ocazia acestei lunații. De ce? Fiindcă această lună plină în RAC este preambulul pentru prima lună nouă care va avea loc în Vărsător în data de 21 ianuarie. Și gândiți-vă că avem această energie a Vărsătorului care ne oferă posibilități nelimitate. Deci putem să alegem orice opțiune de călătorie, putem să fim deschiși către orice. Această lună plină se mai numește și Wolf Moon sau Luna Lup. Este luna care este luna plină care se află în cel mai îndepărtat punct față de Pământ. În termeni astrologici e vorba de acest apogeu, luna este la apogeu și se numește Wolf Moon, această lună lup, deoarece se credea că în această perioadă anului este probabil să fie auziți lupii urlând. În mod tradițional, lupii urlă din cauza că le este foame în timpul iernii, nu găsesc provizii, dar știm că lupii urlă și din cu totul și cu totul alte motive. De exemplu, urletele lupilor sunt definite pentru a-și defini teritoriul, pentru a-și localiza membrii din haita lor și pentru a coordona aceste legături cu lupii din haita lor și pentru a merge la vânătoare. Această lunație este o invitație de a elibera emoțiile care au fost reținute și care au apărut în special în ultima perioadă. Să recunoaștem că sărbătorile de iarnă, nu știu cum este la voi, dar în cazul meu, să știți că așa se manifestă, pot să reprezint o perioadă stresantă, da? Sau o perioadă dificilă pentru mulți dintre noi și iată că vine această lună plină în RAC ca o gură de oxigen care ne permite să respirăm, ne permite să procesăm sentimentele pentru a merge mai departe. De aceea, în general, eu vin aici la predeal, mă izolez, ca să spun așa, departe de lumea dezlănțuită, fiindcă am nevoie de acest moment cu mine și mai este ceva, mai este o zi specială, ziua de 1 ianuarie, care este ziua de naștere a mamei mele și întotdeauna când vine noul an, acum că mama mea nu mai este o prezență fizică, dar este alături de mine cu spiritul ei, de fiecare dată această zi de 1 ianuarie este o zi în care mă conectez cu spiritul ei și vreau să fiu acolo, alături, în energia ei și mă conectez cu amintirile, da? Amintirile legate de familie, de casă, cum era când sărbătoream ziua de naștere acasă. Da, asta ne aduce luna aceasta în RAC, multe emoții, multe amintiri, conectarea cu strămoșii noștri. În același timp, cu ocazia acestei lunații, putem să facem un bilanț al dorințelor noastre, al intențiilor noastre pe care le-am plantat la luna nouă în RAC. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. E vorba de luna nouă în RAC din 29 iunie 2022 și aduce un punct culminant a tot ceea ce ați pus în mișcare atunci. Puteți finaliza intențiile setate și puteți să sărbătoriți, să vă bucurați de realizările și împlinirile voastre. Luna plină în RAC este probabil, așa cum am spus, cea mai puternică. Luna plină în RAC este cea mai puternică lunație, deoarece luna, așa cum am spus, este guvernatoarea RAC-ului și este asociată cu emoții, cu familie, cu acasă, cu amintiri. Această lunație ne poate aduce nostalgie, dorință puternică de a ne conecta cu persoanele iubite din viața noastră, din familia noastră, de a pune focus pe familie, pe securitatea noastră personală. Este o perioadă în care, indiferent de casă astrologică, în care este această lună RAC, unde vine acest tranzit al lunii RAC, veți pune accentul pe nevoile voastre personale și pe grija față de voi. Polaritatea aceasta RAC-Capricorn vă cere să evaluați echilibrul dintre viața publică și viața privată, între viața de acasă și viața pe care o aveți la muncă, la serviciu.
În același timp, luna fiind în maximul ei de putere, ne facilitează să scoatem la iveală, da? Și să lucrăm cu aceste probleme nerezolvate, conflicte familiale sau conflicte legate de casă, de situația locativă. Acum ne concentrăm asupra chestiunilor legate de casă, de familie. Putem avea tendința de a rezolva probleme și de a lucra pentru a aduce îmbunătățiri sau a elimina problemele pe care le avem. Totuși trebuie să fim în același timp atenți și la sentimentele celorlalți și nu numai la ceea ce simțim noi. Intuiția, emoțiile vor juca un rol foarte important și vă vor ajuta în această perioadă să luați decizii pentru a încheia anumite capitole. Luna plină are loc în rac și dacă ne gândim la simbolul racului, cum este racul? Este un crustaceu, dar care are acea carne moale, moale și care își protejează acest corp sensibil cu o carapace dură. Această lunație ne facilitează, de fapt, să ne retragem în carapacea noastră, să mai hibernăm puțin, să mai medităm la această perioadă după trecerea dintre ani și să vedem cum acționăm în acest nou an care deja a început. Foarte interesant este simbolul sabian pentru gradul 17 rac. Această lunație are loc la gradul 16-21 și atunci vom lua în considerare gradul 17 din simbolul sabian și avem de-a face cu o sămânță care crește în cunoaștere și în viață. Da? Și ne punem întrebarea, ce plantăm, ce creștem? Pe ce ne concentrăm atenția acum? Deci foarte, foarte interesant. Acest simbol implică aceste situații din viața noastră care sunt foarte impregnate cu mult sens, cu multă semnificație. Trebuie să conștientizăm, puteți să și vizualizați această sămânță, da, care crește și devine mai puternică prin încrederea noastră și grija noastră de a uda această sămânță, de a o pune într-un sol fertil, de a o îngriji. Uneori poate simțim că nu creștem, dar nu evoluăm corespunzător, suntem nemulțumiți de eșecurile pe care le avem în viața noastră, dar lucrurile, asta trebuie să înțelegeți, că lucrurile au nevoie de timpul lor, au nevoie să se dezvolte în ritmul lor, au nevoie să fie îngrijite, nu trebuie să fie grăbite, trebuie să fie hrănite și să se dezvolte în propriul lor timp. Este important să înțelegem această creștere de mic, de când suntem mici, da, avem nevoie de hrană, avem nevoie de iubire, avem nevoie de atenție, avem nevoie de îngrijire pentru ca să creștem, pentru ca să înflorim și aceste începuturi mici conduc la o înflorire frumoasă. Haideți să vedem care sunt aspectele pe care această lunație le face, foarte interesante aspectele. În primul rând avem un sextil destul de strâns, un aspect benefic, activ cu Uranus în Taur, iar acest lucru ne poate face să adoptăm o altă abordare pentru a ne îngriji de nevoile noastre emoționale și a arăta sprijin. Este posibil să luăm în considerare cu multă atenție schimbările la care noi lucrăm. Cum ne putem concentra asupra acestor schimbări care ne vor face să ne simțim mai puternici, mai stabili. Acest aspect dinamic între Lună și Uranus, să nu uităm că și Luna și Uranus sunt foarte, cum spun englezii, moody, foarte, foarte schimbătoare, da? Poate oferi schimbări, dar aceste schimbări sunt binevenite, fiindcă avem un aspect favorabil, un aspect de sextil, un aspect dinamic și noi modalități inovatoare de a gestiona orice situație în curs care a atins acest punct maxim. Te-ai putea simți poate mai curios, mai adaptabil, mai deschis pentru a îmbrățișa o altă abordare, mai ales în ceea ce privește modul în care relaționezi cu ceilalți, în special vorbim de membrii de familie, vorbim de părinți, vorbim de persoanele apropiate,
date, având în vedere temele acestei luni. De exemplu, poate că ați lucrat la stabilirea unor limite. Să nu uităm că soarele este în Capricorn, da, și ne ajută să stabilim limite, să stabilim granițe, aceste limite sănătoase în relațiile noastre pe care le avem cu rudele noastre, cu persoanele apropiate, și putem să avem și rude care pot să fie mai dominatoare, mai toxice, și această lunație ne poate ajuta să ne vindecăm aceste răni care sunt adânc înrădăcinate în trecut. Conexiunea lunii cu Uranus ar putea să creeze acel moment în care se aprinde lumina unui bec și putem să vedem într-un mod cu totul și cu totul altfel, da, iluminat, și putem să vedem ce se întâmplă și putem să avem o altă abordare. Ce mai este foarte interesant la această lunație, că această lună plină are loc cu câteva ore înainte ca mesagerul Mercur în Capricorn, care este în mișcare retrogradă din 29 decembrie, să facă conjuncția cu Soarele în Capricorn, cu Mercur retrograd, poate fi acel moment de introspecție. Este moment în care ni se oferă un adevăr revelator și ne poate facilita procesul de autoreflexie. După ce am recunoscut și am procesat, am lucrat cu aceste emoții pe care luna aceasta plină rac le-a adus în viața noastră, această conjuncție între Soare în Capricorn și Mercur retrograd în Capricorn poate să stimuleze acest val de energie pragmatică în această vibrație de pământ pe care îl putem canaliza către crearea unei noi realități. Luna plină rac face și un careu cu Chiron în Berbec. În același timp, Soarele face și el un careu, Soarele în Capricorn face și el un careu cu Chiron în Berbec și ne punem întrebarea, ce mai vindecăm, da? Și în același timp putem să înțelegem, da, fiindcă vorbim de Chiron, care este doctorul, este vindecătorul din zodiac, locul unde avem o rană cu care putem să lucrăm, luna care ne conectează la nivel transgenerațional cu trecutul, cu traumele, cu rănile noastre, nu numai cu rănile noastre și cu rănile strămoșilor, și mai este Soarele în Capricorn care spune, da, hai să ne împământăm acum aici în această realitate concretă, în această realitate 3D în care trăim și să vedem ce avem de făcut, da? Deci este un moment foarte important de vindecare, de conștientizare, de conectare la trecut. Practic este o trecere trecut-prezent cu bătaie către viitor, pentru a înțelege că odată vindecate aceste răni, ele devin potențial pentru noi, potențial de dezvoltare, potențial de evoluție. Foarte interesant este faptul că această lună plină rac este în tandem cu Lilith în rac. Lilith în rac este la grad anaretic, la gradul 29, și în data de 8 ianuarie Lilith va pleca, va părăsi zodia rac și va intra în zodia leu, dar înainte de a părăsi zodia rac va face o conjuncție cu această lună în rac, și această conjuncție între Lilith la gradul anaretic 29, lună la gradul anaretic 29, câtă putere karmică este aici, este în opoziție cu cine credeți? Cu Pluto în Capricorn, din nou această putere a regenerării, a transformării, moarte și renaștere, da? Și ce mesaj primim foarte, foarte puternic, repet, luna, această punte transgenerațională, în conjuncție cu Lilith, cu umbra noastră, cu zona aceasta în care ne este frică să intrăm, cu care ne este frică să lucrăm, traumele din trecut, traumele strămoșilor pe care n-am apucat poate pe toate să le vindecăm. În opoziție cu Pluto în Capricorn, Pluto este ca un dirijor și spune, da, ai curaj acum, ai curaj acum, dacă mai ai ceva de făcut, poți să faci acum, ai această putere, ai această forță și este nevoie, nu uita, este nevoie să mori mai întâi pentru a putea să renaști, pentru a putea să transcend și să evoluez. Este un moment foarte puternic. Nu uitați, ziua de 7 ianuarie, ziua de 8 ianuarie, două zile extrem de puternice de transformare, de conștientizare. Asemeni păsării Phoenix, da, care renaște din propria ei cenușe. Ce ritualuri putem să facem acum cu ocazia acestei luni pline din 7 ianuarie?
Să creați, în primul rând, o atmosferă calmă, o atmosferă relaxantă. Puteți să folosiți lumânări, bețigașe parfumate, uleiuri esențiale, să vă simțiți bine acolo unde sunteți, să meditați, conectându-vă la emoțiile voastre, ascultându-vă intuiția, puteți să faceți o meditație ghidată, să scrieți în jurnalul vostru, este un adevărat proces terapeutic prin care vă exprimați și vă reflectați emoțiile. Puteți să faceți ritualuri de îngrijire, dar doar vorbim de energia racului, o baie caldă, să petreceți timp alături de persoanele dragi din familia voastră sau puteți să mai creați și un altar al lunii, un altar lunar care să vă ajute să vă conectați la emoțiile și dorințele voastre. Aștept să-mi scrieți ce ritual ați făcut sau v-ați gândit să faceți pentru această lunație și ce mai putem să mai folosim cu ocazia acestei lunații și o serie de afirmații. Sunt centrată și împământată și prezentă în viața mea, am încredere în intuiția mea și permit intuiției să mă ghideze. Sunt înconjurată de iubire, de suport, am grijă de mine și de cei din jurul meu. Mă eliberez de energiile negative, îmbrățișez pacea și calmul. Sunt recunoscătoare pentru casa mea, pentru tot ceea ce mă înconjoară. Toate aceste afirmații sunt extrem de personale. Aici am dat decât câteva exemple, dar sunt sigură că voi vă veți customiza propriile voastre afirmații. Aceste afirmații le folosim pentru a ne concentra, pentru a ne focaliza atenția pe o intenție pe care v-ați setat-o. Și este important ca această afirmație să fie spusă din inimă, da? Să aibă sens pentru voi și să o repetați cu convingere și cu o energie pozitivă. Luna plină rac din data de 7 ianuarie este o lunație concentrată pe emoțiile și starea noastră de bine și capacitatea de a ne îngriji și de a-i hrăni atât pe noi cât și pe cei din jurul nostru. Să aveți o lună plină magică în rac! Dacă doriți să susțineți mai departe canalul meu de YouTube pentru a crea conținut nou, nu uitați like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul Join, alătură-te și sunteți mai aproape de mine și de partenera mea, psihoterapeut, facilitator constelații sistemice de familie, Laura Ghiță. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!